Postul Paștelui cel mai aspru de peste an este și cel mai costisitor din punct de vedere financiar. Colega mea Alina Băcescu a mers la cumpărături, a umplut coșul cu produse de post, iar la final a făcut un calcul. Haideți să vedem câți bani a cheltuit la cumpărături. Înaintea unei mari sărbători, Biserica Ortodoxă ne îndeamnă să postim. Urmează sărbătorile pascale, iar în această perioadă preoții ne învață să fim mai buni și să încercăm să renunțăm la carne, ouă sau lapte. Dacă ne uităm prin piețe, ne uităm prin magazine, chiar acum și pe internet se pot găsi atâtea soluții, rețete, sunt sute, mii de rețete de post. Putem mânca de post așa de bine încât nu ne putem închipui. Dar noi credem că postul este greu. Nu este greu pentru că nu ne apropiem. El este greu, mi se pare greu pentru că nu ne apropiem prea mult să-l studiem, adică rămânem doar așa la ideea că n-avem ce mânca de post, dar în realitate avem multe de mâncat de post. Noi am ținut cont de sfatul preotului Chivulescu și am plecat la cumpărături. Supermarket din municipiul Târgu Jiu, iar astăzi vom afla câți bani trebuie să scoatem din buzunare pentru a ține postul Paștelui pe o perioadă de o săptămână. Pentru început o să luăm din raft 4 vegetale, zacuscă, iar mai apoi ceva dulce, o să ne orientăm către halva. Luăm mai multe cutii pentru că am zis că să ținem postul pentru o săptămână. Cred că sunt suficiente 3 cutii de pastă. La fel, putem să optăm pentru o zacuscă de vinete. Este și la preț redus 6,29 lei de la 7,95. În raft am găsit și produse de post din soia. Tot de post am găsit soia, bulețe de soia, luăm 3 pungi. Indiferent că sunt produse de post sau nu, tentația este una foarte mare. Dacă tot am găsit diferite sortimente de zacuscă, zic să mai luăm 2-3 borcane, este doar 2,75 lei. Zacuscă picantă. Luăm așa și o zacuscă de vine. Și raionul cu fructe și legume a fost aprovizionat. Cum de pe masă nu trebuie să lipsească fructele sau legumele, o să luăm câte puține din fiecare. Portocale, lămâni, grepe, banane, pentru că toate sunt de post. Poate nu știați, dar există și băuturi de post. Plimbându-ne printre rafturile cu produse de post, am dat și de o băutură din soia produs vegetal. Costă aproximativ 8 lei. Nu am încercat niciodată, dar este o ocazie. Tot observa, avem o gamă variată de produse de post, dar de această dată ne-am rezumat la strictul necesar pentru o săptămână. Urmează să mergem la casă să vedem cât costă ce avem în coș. Spuneți-ne cât vă dați. 130 de lei, 7 bănuți, vă rog.